Vă salută fratele conac și bine v-am găsit la un nou tutorial pe canal L-a șerut foarte, foarte mult și mulți youtuber l-a șerut am, am apreciat treaba asta, youtuber la început de drum Alături de mine este Daniel Cosuleanu <laughs> Salutare. Consuleanul Salut. e aici, e în PC-ul meu. Si uh, și cum v-am zis, de la al doilea tutorial, când cereați setările voicemitter ului și cum să facem voicemitter ul ăsta, nu puteam să-l fac doar eu, adică puteam să-l fac, dar era pilaf și va arătam cum să-l uh, instalați basic. Așa că l-am chemat direct pe omul care mi-a făcut mie setările la, la uh, nebunia asta. Și astăzi o să vă învățăm cum să îți configurezi voicemitter ul Voice ul pentru a avea un sunet, nu știu, de radio, cât ceva de genul. Cât de gen. basic. Cât de cât basic. Bun. Înainte uh, să începem clipul, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem și... Daniel Cos Music. Music, dar nu mai face music. Uh, e și grasoși de pe Defin. Băgați un like la acest clip și dacă mai aveți idei de tutoriale, lăsați-le acolo în comentarii, pentru că eu am terminat tutorialele de vreme să vi le arăt. Și le-am aici, idei de tutoriale de la oameni, da? Bun. Haideți să lăsăm pe Daniel Cosuleanu să ne explice ce facem, ce și cum. Exact, totul se bazează pe un software. Software-ul ăsta vă ajute foarte mult, indiferent de ce microfon aveți voi. Puteți să aveți și un microfon de birou, puteți să aveți și un microfon puțin mai semi-performant, ca să zic așa, adică cu mixer sau prin USB. Și vă ajută enorm de mult să vă dea un bass boosting destul de ok și, nu știu, o voce foarte, foarte radiofonică să vă facă, gen, softul ăsta. Totul începe prin, prin a descărca prima și prima oară virtual audio cable-ul ăsta, gen, ăsta, apoi voice voi Linkurile le aveți în descriere, guys, da? Deci linkuri utile din descriere pentru fiecare. Hai exact. Iar dacă nu le găsiți în descriere, puteți să intrați pe Google, scrieți voice, voice meter și o să vă dea automat voice meter aici. Bineînțeles, există mult mai multe gen uh, versiuni de voice meter, cum ar fi banana sau potato, dar voi nu le folosiți pe asta și o să le folosiți pe alea basic. De exemplu, acum noi avem nevoie de voice meter ăsta basic, intrați pe web Audio of Software, cum v-am explicat și mai devreme, tot downloadați, ca oricare om, pentru că așa începe totul, se descarcă, se downloadează, după care aveți nevoie de virtual cable ul ăsta. Și asta e foarte, foarte important pentru că vă ajută gen să distribuiți sunetul mai departe, ca să zic așa. Așa. Așteptăm să se downloadeze astea două, după care deschidem voice ul ăsta prima și prima oară. L-avem aici, ca să zic așa. Eu o să fac un folder pe aici, pe desktop la Conacu, nu o să-l redenumesc, o să-l las așa cum e, o să dau select, o să le mut toate în acest folder, o să închid chestia asta pentru că nu mai am nevoie, pe care o să instalăm și chestia următoare, pentru că avem nevoie de voicemeter ăsta, asta e voice meter ul setup, ca să zic așa, ce se întâmplă, de nu pot să-l trag, am înțeles. Bun, stai un pic Dacă n-ați înțeles și am făcut cos până acum, doar a downloadat uh, ambele arhive și le-a extras pe ecran. Da, le aveți aici, doar că și pe mine m ai uimit cum a extras el, cum le-a mișcat pe acolo. Trebuie doar să le extrageți pe ecran și o să vă apară așa într-un new folder toate astea de la vcable și un setup de la voice meter. Tare, de preferat ar fi să faceți un folder prima oară înainte să le trageți cum am făcut eu, pentru că dacă le trageți direct pe desktop o să fie gen hohara oh, barbură da. totală. Folder. Exact, și o să fie toate aici, ca să zic da. așa. Bun, începeți prin a instala voicemitter ul Dați yes, adică dați hello la ce vă cere la aici din cauza securității. Vă dați seama Windows-ul are și el un defender, ca să zic așa. Dați install, foarte easy. Și o să vă ceară un restart. Noi însă nu o să resetăm încă, o să instalez ambele chestii, după care o să dăm un restart și o să vedeți cum o să sune totuși și o să o facem și okay. setările basic. Deci, dăm OK, prima și prima oară după care instalăm. Aveți mare mare grijă când instalați Virtual Cable-ul ăsta, trebuie să rulați pe 64 dacă aveți 64, dacă nu pe 32 și îl deschideți cu Run as administrator pentru că nu ne dă voie să îl deschidem altfel, ca să zic așa. Bun, luați ăsta, îl instalați și posta driverul, ca să zic așa. Deci, pentru cine n a înțeles? Bom, bom, se instalează stai. și ne cere restart. Stai un pic. Uh, deci, pentru cine n am înțeles, dacă aveți sistemul pe 64, rulați V-Cable Setup 64, dacă aveți pe 32 de biti, rulați pe uh, setupul normal. Și întotdeauna, cu click dreapta, run as administrator, da? E foarte important. Și dacă nu știți, dacă nu știți ce sistem aveți pe 64 sau pe 32, cum află? Aflați exact de aici, din calculator, căutați Windows, stați așa, sistem, informations și aici vă scrie exact ce um, ce sistem aveți, ce sistem de operare. La el este x64, Vă cum bine vedeți, sistem type. Bun. Dă-i tare, tati. Le-am instalat pe amândouă, hai. Bun. Uh, Necesită un restart. Revenim. Bun, guys, am revenit după restart și avem uh... O rezolvare, dacă o să vi se întâmplă și vă o treabă asta, să nu vă speriați că vi se schimbă un pic setările și toate nebunile astea pe aici. După restart e foarte probabil să uh, nu mai auziți nimic în căști, să nu vă auziți pe discurs pe astea. Și asta e rezolvarea, adică dacă vi se întâmplă, uitați ce, ce puteți să faceți. Exact, există tot timpul riscul de a se întâmpla chestii de genul și anume gen să vi se schimbe placa de captură aici. Noi, după cum puteți observa, avem cable-ul ăsta pe care l-am instalat voicemitter-ul digital al plăcii și căștile pe care le folosește cu actualmente, ca să zic așa. Bun. vă -o, o să vi se schimbe pe uh, Cable Input, ceea ce înseamnă că nu o să mai aveți sunet. Dacă sunteți pe Discord, pe Teamspeak sau orice altă platformă prin care puteți vorbi uh, uh, Voice, IP, gen, ca să vă zic așa. Uh, bun. După care selectați căștile respective, boom, și o să începeți să aveți din nou uh, sunet, ca să vă zic așa. Bun. Am făcut uh, instalarea Pluginului, ca să zic așa, softului și acum îl căutăm la search, voice meter, m-a bătut tastatura dacă e, și o să vă apară setările astea, pe care eu efectiv i le-am făcut la Conac, ca să vă zic astea așa. Astea setările mele stai un pic să dau asta mai în stânga, să vadă, uite și alții, ca să se vadă exact. De camera mea, bun. Astea sunt setările pe care le-am făcut eu lui Conacu și se aud destul de ok pentru el, pentru microfonul pe care îl folosește el, ca să zic Eu așa. Acum folosesc alt microfon, să știi cos. Să... Bun, am înțeles că folosește al microfon, dar o să schimbăm imediat să vadă și lumea cum te auzi pe setările astea, ca să zicem așa. Bun, Bun totul ține de hardware-ul tău. La hardware input aici, selectați, apăsați pe tasta asta 1 și selectați microfonul pe care vreți să îl folosiți să se audă gen bine prin voice meter. -ul. Actualmente, Conaco are microfonul ăsta prin high definition audio device, ceea ce înseamnă că ai un Superlux sau ce ai. Bă, nu mai am Superlux, e unul de la Red Dragon. Unul de la de dragon, prin nu? nu? Nu, 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 e pe normal? normal? Da. Ok, are, de asta și apare așa, pentru că e prin m-am prins. să-l găsiți, primul. trebuie să-l găsiți pe microfonul pe care îl vreți să-l folosiți pentru voice -meter. Exact, e foarte easy. Apoi, contează foarte mult audibilitatea voastră, gen. Eu i-am setat lui la 4.2 pentru ca să poată să aibă un fel de boost, ca să zic așa, pe microfon, să nu se audă de departe și așa mai departe. Mi-am uh, făcut fader gain-ul ăsta, l am ridicat puțin mai sus, tot așa pentru că el când se duce puțin mai departe de, de, de calculator, de birou unde stă, gen să se audă destul de ok și de îndepărtare. Uh, hardware 2 nu l-am folosit pentru că nu folosește un al doilea uh, microfon și acum contează foarte, foarte mult și genul, gen cum se aude. După cum puteți vedea, aveți aici un FX Echo, adică niște efecte. Eu i-am setat lui să se audă destul de radiofonic cam pe aici. Pe aici zic eu că e destul de ok. Se aude puțin cu bass, se aude puțin treble și middle deci e destul de ok pentru el. Mai puteți să faceți și setele pe care le-am făcut eu aici la egalizatorul ăsta, i-am pus 1.2 pe bas, mediumurile le-am lăsat pe 1 și 0.8 dB la height. Ceea ce contează și aici foarte mult pentru că te ajută să-ți dea boost-ul la cât de cât radiofonic al vocii, ca să zic așa. Eu am totul prin mixer, după cum puteți observa și la mine eu pot să dau mai încet mai tare din, direct din mixer, deci eu nu am nevoie de uh, programul acesta. Uh, bun, ceea ce contează iar foarte mult este ca la hardware out să, să aveți stereo repeaterul ăsta și ăsta să le aveți bifate. Ăsta puteți să lăsați așa pe mute pentru că nu vă mai trebuie. Și aici selectați la A1, ceea ce înseamnă output 1, uh, să selectați cable input. Cable input ăsta e exact software pe care l-am instalat mai devreme și vă ajută să duceți sunetul mai departe. În cazul în care vreți să vă auziți cum, vă, uh, cum ați setat microfonul, puteți să dați pe output 2, adică pe A2-ul ăsta și să selectați căștile astea, ca să zic așa. Acum tu faci un test și vezi cum te auzi. Ca Bun. să vadă lumea diferență de ar voce. trebui să fim pe ce mi-a făcut uh, cos niște setări acum. Exact. Să sperăm că s-aud de altfel. Bine, oricum eu o să mai umblu la el. Dacă e urâtă calitatea, eu o să mai umblu la el. Doar că pe clipă o să rămân așa. Mi-l customizez eu cum vreau. Și la fel și voi foarte bine. Arată-le oamenilor încă o dată cum să se audă ei. Adică să schimbe setările în timp real și să se audă, să, se miște cu ele. Și ce zic? Exact. În timp real trebuie să dați pe A2, exact cum v-am spus mai devreme, să selectați Căștile, gen pe care vreți să. Vă ascultați în timp real? Ea vorbește? Probă, 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 probă. Te auzi? Da. Și te auzi în timp real, gen? Adică da. distorsionat sau cumva? E un tare profund, dar e ok. Puțin, da, dar îl pot scoate din streamlabs. V-am zis. Uh, Puteți să faceți oarecum să vă auziți destul de ok, dar nu chiar foarte profi, adică nu pot să vă scot sunetul ah, ăla program, de pe fundal. Da. Există câteva programele prin care puteți face asta, dar în general le puteți face exact din Streamlabs sau din OBS, e mai ușor așa. Ok, gen. bun. Eu încă nu știu cum, cum mi-a rămas sunetul, sper să mi-a rămas ok, uh, dar dacă... Uitați-vă, puteți să facem o diferență acum? Vorbește? Hai. Probă 2, 10, 2, probă de microfon, let's go, cosum la aici la voice De aici, aici ăsta vă faceți, ce face. exact cum v-am spus, vă faceți voi setările. Eu i-am setat lui să se audă destul de radiofonic, cam pe aici. Ia vorbește. Probă, 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 probă de microfon. Bine v-am găsit la un nou serial sau, nu știu, tutorial. Ce, ce exact, facem așa, aici. se aude destul de ok. I-am pus puțin bas, și mai scoatem puțin, că e, parcă e prea mult, lăsăm la 1 și ăsta la 0,8 pentru el. Dar știi ce mi se pare mie că mi a mai dat tu la microfon? Gain. Hmm? Adică mi-ai bustat mult microfonul, să știi? Da, da, uite, vorbește. Probă, probă, mic check, doi, probă, probă. De ce? De ce am făcut asta? Pentru că ți-am dat exact din Windows, ți-am dat bustul mai încet. Ceea ce înseamnă ce? ca programul să te ajute să te auzi mai mult, mult, mai ok. Uite, fii atent aici, o chestie care se întâmplă pe, pe stream acum, pentru că văd pe filmare, fii atent. Uh, uite, de fapt, nu poți să vezi, dar eu sunt acum lângă microfon și vorbesc. O să mă dau un pic mai în spate și o să vorbesc un pic mai ușor și o să vezi că nu -mi captează microfonul. Eu mă uit că nu-mi nu -mi ridică microfonul pe, pe filmare. Uite! Ia. Yeah. Mai auzit? Nu. No. Am vorbit exact normal, cum aș purta o discuție cu cineva, fără să țip deloc. Ia, du te mai departe? Aici, da uite, acum intră foarte, foarte puțin, acum am... Da, exact, păi e microfon gen să vorbești aproape de el, dar mă gândesc că pe live o să te auzi destul de ok, zic. Da, nu știu, dar... Um... Da, uite, dacă vorbești exact cum vorbești acum, ești foarte radiofonic. Păi da, sună foarte radiofonic că vorbesc în el, Ei sunt aici lângă el, 5-10 cm maxim, uite aici, vorbești cel mai departe. Mă rog, e cum e programul ăsta? Are uh. multe plusuri și multe minusuri. Nu pot să le împarți pe toate, știi ce zic? Da, da. Băi, ideea e în felul următor, guys. Uh, v-am arătat cum se instalează programul, v-am arătat cum să vă jucați cu el, pentru că asta a cerut, doar că o să depindă uh, de fiecare ce setări aveți la microfon și trebuie să vă jucați un pic cu ele. Dar astea bază și importante vi le-a arătat fratele Cos. Nu uitați! În primul și în primul rând, să bifați asta cu sistem 3, rana startup uh, start gen. Când vă pornești de calculator, ca să vă pornească direct microfonul. Să vă auziți cu bus și să-și reintre, să reintre gen în, în funcțiune exact cum l-ați setat voi. Asta e foarte, foarte important. Și o app, în startup asta nu vă interesează. Doar că îl puneți în bară și asta e, totul o să meargă. Foarte simplu, deschideți calculatorul dacă nu vi s-a deschis aplicația, o deschideți voi o căutați, și o deschideți și o țineți în bară. Deci ca să meargă microfonul cu setările astea trebuie să o țineți în bar. Și cam asta e, guys. Mai ai ceva de adăugat, Cos? Da, mai am ceva de adăugat. Dacă vreți să fiți sigur și să vă rămână setările și pe viitor, aveți aici și a Safe Settings și Load Settings. Safe Settings, vă salvați actualele setări pe care voi le-ați făcut, ca să zic așa. Setări Conacu. Dați Save, Totul s-a la voi în calculator, meniu ca să-i dați load, load, căutați setări dublu click și aia a fost, deci e foarte, foarte easy. Cam asta ar, mai, ar, ar cam fi cam tot, e destul a, deci de basic. Deci oamenii, practic, dacă vor să-și facă și alte setări, își pot salva mai multe preseturi. Voce voce de, exact. de radio, voce și le pot selecta, Exact, simta, nu? A, exact. A, okay. exact. Okay, o să ce... vezi pe filmare exact cum te-ai auzit tu când am umblat da, după... aici la FX Eco. După, după ce terminăm filmarea, o să-mi faci două 3 setări, nu? O să-mi faci 2-3 preset -uri. Exact. Guys, cam asta a fost. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem și la Daniel Cos Music. Suntem acolo activ zi de zi. Și dacă uh. mai vreți episoade de genul, smash the like button. Și nu uitați să-l căutați și pe Daniel Cos în descriere, că e și el acolo în canalul lui. Vă salută fratele, vă salută Daniel. Salut! Ceaules!